Salutare, oameni faini! Bună dimineața! Bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul Neo Adventure România. De data asta, cine a urmărit pagina de Facebook, abia așteptat acest vlog, fiindcă răspund la mai multe comentarii chiar de când am canalul de YouTube din 2018, din prima expediție de Siberia. Primesc aceste comentarii de fapt și am zis, hai, după 5 ani a venit și timpul să discutăm despre aceste întrebări, aceste comentarii. Nu, absolut nu este nicio răutate, dar haideți să dezbatem subiectul și titlul acestui video. Acest vlog este: de unde ai banii de călătorie? Asta să ne spui, nu aberații. Cât câștigi din YouTube, din altele, mă, hai, lasă, bre, aberațiile. Încă nu am venit din, n-am revenit din răceală de 2 săptămâni, ține. Și, da, am primit, cred că, de sute de ori aceste comentarii care nu am răspuns pe platforma, în secțiunea comentarii, am zis că o să fac odată un vlog în care o să dezbat cum se poate călători, cât se câștigă din călătorii, cât trebuie să bagi, câți bani trebuie să bagi în călătorii. Și am zis, hai să luăm punctual, încă o dată spun, nu va fi un vlog în care, am primit și comentarii de când am postat pe Facebook, o să vină un astfel de vlog, că o să răspunzi la invidioși. Nu, absolut nu. Probabil mulți au scris din răutate această comentarii, dar probabil mulți sunt curioși, vor să înceapă și eu să meargă și ei în aventuri. Deci absolut acest vlog care uitați acum, încercăm să dezbatem obiectiv această întrebare. Absolut obiectiv. Și deschid aici că mi-am notat, mi-am notițe de pe laptop. A merge într-o aventură. Haideți să luăm aventura, ultima aventură sau cum a fost la Cercul Polar de 2 ore sau putem lua și aventura de Siberia. Care doriți? Haideți să luăm și prima aventură din Siberia când a fost cu Dusterul, de fapt a doua aventură, dar atunci am început să fac vloguri. Deci prima aventură în care am făcut vloguri. Și haideți să dezbatem și ultimul vlog când am mers cu autorul Lota. Deci, ca să mergi într-o aventură, ai nevoie de buget. Așa este. Bugetul poate să fie din buget propriu. Ai banii respectiv în buzunar și te duci în aventură. Și dacă filmezi și pui vloguri, este binevenit, cum am făcut noi în prima aventură din Siberia. Nu a fost când am pornit în aventură în Siberia, absolut nu am vrut să facem vloguri zilnice. Am dus camera GoPro în care a zis, am început să filmăm și seara la hotel am zis la Kingo, noi am vrut să ducem camera cu noi și vom filma și din toată această aventură va ieși 2 sau 3 episoade. Dar când am intrat în Ucraina, în 2019, când am ajuns la hotel înainte de Kiev, mi-am dat seama că am filmat 40 de minute și am zis la Kingo, mă, dacă noi filmăm în fiecare zi 40 de minute și când ajungem acasă, va fi un episod de 12.000 de ore. Și zic, hai să punem, să facem un prim episod. Și așa a venit ideea să facem vloguri zilnice. Deci nu am fost pregătit la așa ceva. Deci, revenind la bani, ai nevoie de buget propriu. 2. Este binevenit dacă ai sponsori, și aici ne oprim un pic la punctul 2 cu sponsori. Sunt foarte multe comentarii răutăcioase și n-am înțeles și poate o să-mi explicați voi aici în comentarii, în care mulți spun, domnule, e ușor să mergi să călătorești când te sponsorizează, mergi pe banii altora. Hai să dezbatem puțin acest subiect. Interesant, zic eu. Da, din păcate, și ăsta mă doare un pic. Au venit comentariile astea de la, așa zis, prieteni în ghilimele.
Așa a zis, omeni din orașul meu, că nu poți să fii profet în orașul tău, unde eu, cine mă cunoaște din copilărie, m-am ridicat din absolut, nu pot să spun sărăcie, dar n-am avut bani nici de o bicicletă nouă. Și prietenii cu care am copilărit, din păcate, foarte mulți dintre ei au rămas în aceeași mocirlă. Eu, din foarte multă muncă, cine mă cunoaște pe mine, am și acum mai multe firme, am reușit să-mi fac o existență. Dar revenind la sponsori, absolut n-am înțeles niciodată și spun, poate că o să explicați voi în comentarii, cine se uită la vlog? Deci, Ionică, Ghiță, Otilo, Tiberiu, se uită la vlogul nostru de călătorie, absolut este gratis. Noi filmăm, lucrăm la aceste vloguri, deci pentru utilizator, pentru consumator este gratis. Dacă noi, bugetul nostru, și o să trecem la cât parte face dintr-un buget sponsorizările, dacă noi bugetul nostru o realizăm, sau un sfert din bugetul nostru, sau o parte din bugetul nostru o realizăm din sponsorizări, chiar nu înțeleg de ce deranjează unii oameni. În primul rând, niciodată n-am cerșit sponsorizări. Eu mă bucur că sunt câteva firme cu care lucrez, gen Lagerbox, sau am lucrat foarte mult cu Gemelli și acum lucrăm, care a văzut o oportunitate de business în sponsorizarea unei expediții. Dar eu, cum cunosc pe cei de la Lagermax, de la Nexon, de la Motomus, de la Gemelli, care sunt mereu lângă mine, eu au o pasiune față de aventură, au o pasiune și apreciază ceea ce facem noi și probabil și din cauza asta, nu numai din cauza să fie acolo logo-ul lui, vin în sprijinul aventurii. De multe ori, acest sponsor, cum e și Nexon, sau cum a fost prietenul nostru Cipri de la Best Ride, sau alte firme, nu ne sponsorizează cu bani. Nexon ne dă anvelope, fiindcă o testăm. Mă bucur că am putut testa anvelopele Cooper la Polul Frigului, sau Petlas acum la Cercul Polar. Și pe mine m-a bucurat că am putut testa anvelope. Și pentru ei este un feedback foarte bun dacă o anvelopă se testează în condiții extreme, fiindcă pot să iau și ei notițe care după aceea vin în sprijinul utilizatorului sau cumpărătorilor, dacă cumpărați anvelope, sau și pentru voi puteți vedea, uite, anvelopa Cooper, ce bine a mers în Siberia, e o anvelopă bună. Deci de foarte multe ori aceste sponsorizări nu se reflectă în bani, se reflectă în produse pe care le testăm. Dar și acum pot spune că și în bugetul expediției din Siberia, care a costat peste 10.000 de euro, fiindcă ați văzut că a trebuit să modificăm mașina pentru frigul respectiv, unde ați văzut vlogul Sergei când a pus încălzitoarele. Deci pot să spun, din expediția Siberia, banii de sponsorizări din 10.000 au fost circa 2.500 de euro. Deci un sfert din banii de expediție. Din 50 de episoade, și credeți-mă că nu mint niciodată și sunt foarte sincer cu voi, cine mă cunoaște personal știe acest lucru, din banii de YouTube, eu fac absolut legal YouTube-ul, deci ce intră bani, plătesc impozitul aici în România în fiecare an, am toate declarațiile, deci după ce plătesc impozitul din venitul legal, am rămas din vlogurile din Siberia, din cele 50 de episoade, care unele episoade au și peste 450.000 de vizualizări, un episod. Și cred că erau cele mai vizualizate vloguri, cele din Siberia. Bine, era și Siberia, era iarna, era super funny și pentru noi. Cred că am făcut 1.800 de euro din YouTube, din 50 de episoade. Deci tot a rămas încă, am băgat peste 5.000 de euro din bugetul propriu. Deci din bugetul propriu. Foarte mulți au spus acolo că, domnule, Dacia v-a sponsorizat,
Am spus aici, prin foarte multe vloguri, niciodată în viața mea nu am primit bani de sponsorizare cu Dacia. Chiar în ultimele luni ei s-au lăudat, chiar domnul director Mihai Bordeanu s-a lăudat cu expediția de Siberia, cum ar fi expediția Daciei, fără să spună numele nostru. Pe tema asta o să fac un vlog, că a devenit foarte deranjant și pentru mine, fiindcă noi am băgat foarte mulți bani în acea expediție și am trăit acea expediție, era să murim în acea expediție, știți foarte bine, am furat banii în acea expediție și acolo am pierdut foarte mult actele și să ne trezim în noiembrie să ajungă la mine o filmare în care domnul director Mihai Bordeanu se laude că expediția noastră cum ar fi expediția Dacia. Asta mi-a pus capacul. O să urmeze vloguri pe tema asta. De ce am renunțat la nouă Duster, care nici acum nu mi-a venit? A trebuit să vină în octombrie și nici acum nu mi-a venit și deja Dustere noi circulă pe stradă. Dar nu o să-l cumpăr, deci o să-l cumpăr și o să-l vând. Dar ăsta o să fie un vlog care cred că săptămâna viitoare o să urmeze, fiindcă trebuie să punem lucrurile la punct. Mergem înapoi la din ce bani se călătorește. Deci, cum ați observat, un vlog, de fapt 50 de vloguri, cam câți bani a dus pe YouTube, în care mulți spuneți, da, domnule, că din YouTube trăiești bine, nu. Dragilor, ăsta vă spun, cine vrea să înceapă un canal de aventură, fiindcă canalul de aventură nu o să atragă niciodată foarte mulți care se uită la un canal de aventură. Fiindcă pe YouTube, dacă vă uitați, trendul este manele, să te dezbraci, scandaluri. Deci un canal de aventură fără clickbait, un canal de aventură cu informații reale, n-o să aducă niciodată un profit. Ascultați-mă, cine spune acest lucru nu știe și puteți încerca. Deci eu tot la oamenii ăștia care au spus, că ce sponsor, că e ușor să călătorești din bani de sponsorizări, dragule sau dragilor, să faci un canal de YouTube este gratis. Deci poți să faci un canal de YouTube în 5 minute. Poți să mergi la tot sponsor, poți să bați la ușă, să cauți sponsor și să faci călătorie. Deci nimeni nu te oprește. Este absolut free, legal să mergi. Noi ne bucurăm că am ajuns cu informațiile noastre reale și cu vloguri de bun simț, fiindcă sponsorii ne caută, care îmi place foarte mult, fiindcă apreciază munca noastră, apreciază că nopțile în aventuri facem vloguri. Și apropo, sunt două tipuri de vloguri. Cei care acolo, în nopțile nedormite într-o aventură, când ai trebuie să te odinești, faci vloguri ca să vă arătăm atunci ce se întâmplă, și sunt foarte mulți vloggeri care filmează, vin acasă și editează. Nici cu partea asta absolut nu este nimic și nu este ușor, dar eu tot timpul așa am văzut eu când mă duc în aventură, să vă arăt unde sunt, atunci pe moment să simțiți cum călătoresc, ce prostie am făcut, ce probleme avem. Eu așa o să continui și mai departe vlogurile, ca dacă mă răcesc, că nopțile nu dor și devin oboseală, dar mie îmi place, nu mă plâng, îmi place că sunteți alături. Canalul ăsta de YouTube este hobby-ul meu și este pasiunea mea și este dragostea mea. Și da, să trecem înapoi. Deci buget propriu, din sponsorizări, poți să acoperi o parte din buget, dar nu totul. Ar fi bine să acoperim absolut tot bugetul ca să putem călători mai mult. Dar momentan, că mulți spuneți, Otilo, când vin, unde este a noua expediție? Din păcate, trebuie să fac bugetul pentru noua expediție. Am foarte multe expediții în cap, da, și m-aș duce și aș face vloguri zilnice, dar nu îmi permit financiar, pur și simplu. Deci, pe YouTube, mă sună cineva, nu-i bai cu să vezi mai târziu, pe YouTube ai mai multe posibilități. Eu încă nu am introdus la plată și haide să spunem ce posibilități. Deci ai din vizualizări. Dacă vă uitați din vizualizări ce am eu pe un episod, 30.000, 40.000 sau 10.000 sau 100.000, nu faci foarte mulți bani.
puteți să calculați undeva la 100.000 de vizualizări, curat faci 30 de euro. Deci puteți să faceți și voi calculele. Pardon, cine are canal de YouTube poate să confirme acest lucru. A, cred că sună curierul că mi-am comandat ceva. O secundă și revin. Ei, am revenit și cred că chiar a venit curierul la fix și ăsta am vrut să spun. Deci mi-am comandat noul GoPro, care cine a urmărit vlogurile mele, ultimul vlog de la Cercul Polar, GoPro nou s-a stricat. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a stricat, pur și simplu, a ieșit și din garanție și mi-au comandat un GoPro nou care a costat 2800 de lei, GoPro Hero 11, cel GoPro nou. Deci, da, bani de pe YouTube. Și aici am vrut să spun că dacă calculați că din Siberia am făcut nici 2000 de euro din 50 de episoade de la aventura de la Cercul Polar, și am zis că o să fac și o să vorbim și despre ultima aventură de la Cercul Polar, am făcut 310 euro. Deci 310 euro venit din YouTube, din care mai trebuie să plătesc impozit, deci rămân undeva cu 250 de euro și am avut o pagubă de 600 de euro că mi s-a stricat GoPro. Deci puteți să faceți calculele cât am câștigat din YouTube. În primul rând, și am zis că toată lumea poate să se apuce să fie vlogger, poate să se apuce să facă canal de YouTube, dar trebuie investit din prima. Și investițiile mele până acum nu s-au amortizat din cele 218 videouri cât am pe canal. Și vă spun, am un GoPro 8 care pe vremea lui a fost 600 de euro. Acum că este deja ieșit din uz, dar trebuia să cumpăr. În total am cumpărat 7 GoPro-uri, am GoPro Max 360, care cele 7 GoPro-uri a costat undeva la 20.000 de lei, deci undeva la, ajutați-mă, 4.000 și ceva de euro. Am cumpărat dronă care m-a costat aproape 1.000 de euro. Am cumpărat acest MacBook pentru editat care m-a costat 1.200 de euro. Am cumpărat softul de editat unde plătesc anual 100 și ceva de euro abonament pentru update-uri. Muzică ce pui sub pe YouTube am cumpărat ca să nu, ca altfel dacă să nu fie cu, nu poți să folosești așa muzică, că pur și simplu dacă este o muzică unde este drept de autor, YouTube-ul nu te lasă. Deci și muzica ce pun de multe ori sub anumite videouri trebuie cumpărate. Deci am investit aproape 10.000 de euro în camere, GoPro, laptop și așa mai departe. Și știți foarte bine, produse electronice, GoPro 8 în Siberia, am filmat cu GoPro 8, deja este GoPro 11, cu 8-ul deja nu mai poți să filmezi așa de fain, că deja apar tehnologii noi, deci tot fiecare an trebuie să investești minim 1.000-1.500 de euro în noua tehnică, fiindcă să faci contente super faine, îți trebuie și camera foarte bună. Dar pe YouTube mai poți să faci bani în care eu nu am aplicat și mă gândesc, și aici vreau să scrieți voi în comentarii și chiar acum chiar vreau să scrieți toți cei din bancheta din spate în comentarii, m-am gândit să introduc pe YouTube, să poate face, să devii membri canalului. Nu este un lucru obligatoriu, absolut o să aveți acces gratuit la toate conteturile mele, dar se poate face un fel de abonament, să nu vă gândiți, nu știu, 5 lei pe lună sau 6 lei, nu știu care este minimul, ca să devii lunar membri canalului, ca să putem noi călători mai mult. Și aici o să vină hateri și o să spună, de ce eu te las să plătesc tu să călătorești? Nu. Dacă cineva așa crede că mie îmi plac contenturile tale, mă relaxez pe YouTube, îmi place ceea ce fac, am primit informații utile, vreau să plătesc și eu 6 lei să devin membru canalului. Dar și chestia asta încă nu m-am introdus, mă gândesc, spuneți, scrieți voi aici în comentarii că dacă aș introduce chestia asta să deveniți membru canalului, probabil că aș putea să fac mai multe vloguri, poate că aș putea de multe ori spune și voi
că sunetul nu, nu este cel mai bun, ar trebui să investesc în niște microfoane, poate că aș face treaba asta și cu siguranță, cum am spus, ar veni aproape vloguri zilnice, fiindcă aș putea să investesc mai mult în călătorii sau în vloguri. Mi-ar plăcea treaba asta, momentan convins, nu pot să susțin financiar să călătoresc săptămânal. Asta, dacă și voi credeți că, da, numai 8 lei, eu aș da 5 lei, chiar dacă este, acum totuși trăim niște momente foarte grele, eu zic că este un pic și criză, deci nu aș putea să cer treaba asta, absolut nu, fiindcă ajunge să plătești facturile, dar dacă cineva crede că ar fi binevenit, eu oricum o să activez această opțiune, care, spun încă o dată, nu este obligatoriu. Pe YouTube mai este un fel de supers, aici sub video aveți cum unde scrie, să deschid eu acum să vă arăt despre ce vorbesc. Nu m-am pregătit pentru acest vlog, știți că vlogurile mele sunt ad hoc, nu le editez. Uite că n-am internet, am bani să plătesc internetul. Da, nu știu de ce nu am internet. A, că am scos din priză că se audea frigiderul foarte tare, uite, nu merge nici în spate pe televizor, în internetul, și să nu deranjeze frigiderul, am scos din priză și cred că am scos și routerul. Bravo, Attila! Deci aici, unde vedeți videoul, este o inimioară unde poți să te abonezi. Acolo este o inimioară unde dacă poți un fel de supers, unde poți să ne ajuți și pe noi financiar, iarăși nu este un obligatoriu. Aici în descrierea filmulețelor, la fiecare filmuleț, găsiți contul nostru de Revolut și contul nostru de PayPal. Pe Revolut am strâns bani când am mers în Senegal și am dus cadouri pentru copiii nevoiași de acolo. Dar cine crede că este binevenit acest canal, aceste conturi și acolo poate să ne susțină. Deci cred că am dezbătut bugetele ce trebuie pentru o aventură. Deci să facem un sumar. Undeva vlogurile noastre, cam 70% sunt bugete proprii sau 80%. Ceilalți 20% vin din sponsorizări și vizualizări pe YouTube. Ați văzut când a fost cu autorul Lotan la Cercul Polar, am cheltuit 3500 de euro. Dacă scadem că am făcut 250 din YouTube, am mai băgat 3200, am avut sponsorizat de la Lagermax o parte, dar și acum pot să vă spun că vreo 1700-1500 de euro am băgat din banii proprii. Deci cine a scris că e ușor să călătorești din banii altora, greșește. E un lucru normal că mai greșim, mai sărim cu comentarii, trăim într-o lume în care frustrarea de multe ori încercăm să ne descărcăm de aceste frustrări și cel mai ușor să ataci o persoană publică, fiindcă dacă dai în mine sau dai în alți vloggeri, poate te liberezi de stres, nu știu. Niciodată n-am întrebat de la un vlogger cât câștigă, niciodată nu m-a interesat. Dacă am văzut că are mulți sponsori, m-am bucurat, am câțiva vloggeri pe care urmăresc și m-am bucurat că au sponsor, fiindcă înseamnă că o să facă foarte multe filmări, o să facă foarte multe conteturi și o să mă uit la mai mult. Eu sincer spun că de vreo două luni absolut nu mă uit la televizor, nu mă uit la știri, nu mă uit la nimic ce este cablu TV, nu mă mai uit nici la meciuri, că mi-am dat seama unde suntem și în campionatul național și cu naționala. Doar pe YouTube mă uit. Fiecare seară când vin acasă de la servici, eu mă uit pe YouTube. Sunt foarte multe conteturi care îmi plac și absolut nu mai sunt stresat, că dacă mă uit la știri sunt stresat și nu vreau, așa că vă recomand și vouă. Am și mulți a scris pe Facebook că ai și Neocars, ai firme, absolut,
Absolut da. Tocmai din banii ce câștig la firma mea în care lucrez zi de zi mai mult decât 8 ore, din banii aia sponsorizez, din banii aia iau salariul și din banii aia sponsorizez absolut toate expedițiile. Din păcate, din neocaz nu aș putea să sponsorizez absolut tot, fiindcă noi aducem mașini corecte, poate suntem un pic peste prețul pieței, fiindcă la noi mașinile nu sunt trase la kilometri, aducem mașini verificate. Mai mult pot să spun că este și un hobby neocaz, că până ce mai pot să aduc mașini corecte pe piață, o să fac acest lucru până când văd că oricum eu am zis tot timpul că 99% din mașinile second-hand din România sunt trase la kilometri. Chiar dacă mulți nu mă cred, credeți-mă că știu acest lucru. Până ce pot să fac acest lucru cu neocaz corect, o fac. Până dacă nu o să mai pot, din cauza mulți șamșari care bagă de clienți, nu o să mai fac acest lucru. O să mă orientez poate mai mult pe YouTube, poate mai mult de a face mai mulți bani de YouTube sau călătorii. Încă momentan eu investesc foarte mult în călătorii, încă nu pot să fac acest lucru. Plus, mai am o sursă de venit care este o fac de 20 de ani și mai mult din acei bani sponsorizez călătorile mele pe care nu vă voi dezvolui acum, fiindcă ar trebui să vorbesc 30 de minute despre hobby-ul meu și promit că vlogul următor sau următoarele, între următoarele vloguri vă voi dezvolui niște mici secrete din viața mea în care vă arăt cum se poate câștiga 1500-2000 de euro lunar, dar din pasiune. Va fi un alt vlog, ar fi foarte lung acest vlog, unde vă voi dezvolui exact care este hobby, pasiunea mea, din care pot să trăiesc bine, pot să finanțez aventurile mele, nu toate, deci încă este foarte greu să finanțez absolut tot cum v-am zis. Deci, cred că am răspuns la întrebarea care a fost să explici din ce călătorești. N-am înțeles încă o dată, spun de ce trebuie să dau explicații, dar am zis hai să dau explicații, dar chiar dacă nu sunt obligat, dar cum suntem în familie aici pe canalul de YouTube, mă bucur că zilnic se abonează zeci de oameni. Uitați că un lucru care și aici am primit de foarte multe ori comentariile, Otilo, tu cerșești abonați? Absolut nu. Fiindcă banii de pe YouTube vin din vizualizări, nu din abonați. Absolut nu-ți dă nici YouTube-ul cu un leu mai mult dacă ai un abonat sau ai 15 milioane de abonați. Dar când văd că se abonează lumea, este un feedback pozitiv pentru mine în care, mă, Otila, uite că merită să faci vloguri, merită să stai nopțile nedormite, că lumea te apreciază. Și când am făcut o pauză de vloguri anul trecut, în septembrie, știți că m-am supărat foarte mult, fiindcă am primit foarte multe atacuri cu vlogul de când am mers în Dakar și am zis, nu mai merită să-mi bat eu capul, să filmez fiecare zi, oricum nu îmi vine niciun profit major din aceste vloguri. Și după ce am primit foarte multe comentarii de susținere în care ați spus, domnule, dar e 1% care te atacă, noi aia 99% te iubim, te urmărim. Și într-adevăr, în aia 2 luni când am făcut o pauză de vloguri, am putut să analizez situația și am zis că chiar dacă sunt foarte multe comentarii negative, ceea ce și normal, trăim într-o societate în care nu poți să fii, dar iubit, că la înseamnă că nu e bine, nu faci bine. Și mi-am dat seama că pentru ea 99% sau 90% o să continui. Un prieten al meu, mentorul meu de fapt, acum 10 ani mi-a zis, Otilo, când mergi pe un coridor, în stânga sunt 50 de oameni, în dreapta 50 de oameni, în stânga te aplaudă, în dreapta te înjură, înseamnă că ai realizat ceva în viață. Și eu mă duc, am zis că și pe vlogul meu pe ideea asta, chiar dacă mulți spun, bă, de ce faci banii? Explică că nu mă călătorești, că noi ne uităm pe YouTube și tu din banii aia călătorești.
Am zis că și acel comentariu înseamnă că am realizat ceva, că fac ceva, nu sunt o persoană pierdută. Și cred acest lucru în continuare, cred în român, în continuare cred că nu neapărat trebuie să faci cancanul sau nu neapărat trebuie să faci show-uri politice, nu neapărat trebuie să faci clickbait-uri ca să fii vizualizat, să fii, ai vizualizări. Eu mă bucur și dacă se uită 10.000 de oameni la vlog, 10.000 de oameni sunt mulți. Dacă ai pune 10.000 de oameni într-un parc sau la un concert, 10.000 de oameni deja sunt mulți. Eu așa gândesc, într-adevăr, acest an 2023 va fi despre a crește canalul de YouTube, tocmai din cauza asta, ca să am mai multă motivație să filmez, să mai investesc bani în aparate de filmat, să fac vloguri mai de calitate, fiindcă contează și asta. Și eu când mă uit pe televizor și ceva nu e de calitate, de multe ori mă deranjează și nu mă uit. Pardon. Da, mulți spuneți că cu sunetul trebuie făcut ceva, chiar o să investesc în microfon. De multe ori este greu, mai ales când mergi cu motocicleta, să ai atâta microfoane la tine, ești îmbrăcat în costum, dar am găsit niște chestii faine, trebuie să fac o investiție majoră, dar o să-l fac. Da. Nu știu ce să mai zic despre chestia asta, probabil că v-ați așteptat la un alt vlog în care o să spun că da, domnule, faceți și voi canal, câștigați milioane de euro. Nu. Cum am zis, dacă faci contentul frumoasă și nu minți, atunci sunt mulți vloggeri din România, nu vreau să spun nume, care s-a dovedit în presă peste tot că au mințit pentru a crea vizualizări. Nu o să fac niciodată treaba asta. Eu rămân același Otilo pe care mă bucur că deja nu mă jurați cu buzgor și cu chestiile astea. La început, într-adevăr, când a fost în Siberia, am primit din 10 comentarii 5 că tu nu ești român și du-te buzgorule și nu ce. Am trecut peste chestiile astea. Mă bucur acum că totul a revenit la normal și pot să fac vlogurile în liniște. Da, dragilor, să-mi scrieți aici în comentarii dacă eu o să introduc această chestie cu membrii canalului, cine vrea să se aboneze, dar încă o dată spun, nu este obligatoriu. Absolut nu este obligatoriu. Nu o să fac cum fac mulți, că dacă ești membru canalului, poți să vezi contenturi care nu le pun pentru cei care nu vor să fie membru canalului. Că sunt mulți vloggeri care spun, domnule, dacă nu ești membru plătitor, vezi vlogurile. Dacă ești membru plătitor, vezi și câteva vloguri extra care nu au acces cei care nu plătesc. Nu mi se pare corect treaba asta și poți să sară de la mine tot acest vlogger. Nu mi se pare corect, fiindcă eu zic, da, plăti un abonament și de 5 lei, 6 lei este un efort. În ziua de astăzi nu poți să ceri un efort oamenilor care abia pot să plătesc facturile de gaz, de curent, care este enorm în România. Absolut nu. Dar cine își permite și vrea să susțină canalul cu 5-6 lei lunar, este binevenit. Eu promit și știți că sunt un om sincer că banii aia nu o să cumpăr benzină pentru mașină sau pâine, ci o să investesc în alte echipamente, în călătorii în care pot să filmez și în absolut tot ce ține de YouTube voi investi acei bani sau cine vrea să ne susțină pe Revolut, pe PayPal, aici în descriere aveți contul sau avem o asociație în care puteți să ne sponsorizați dacă aveți firmă, găsiți contul asociației, este binevenit. Dacă aveți o firmă și decât să dați la stat, vă ia 1% sau nu știu cât se poate, 2% sponsoriza, este binevenit și vă promit încă o dată că acei bani se vor duce la realizarea contenturi mai bune, absolut, dar pentru voi se va reinvesti. Și încă o dată spun, nu este obligatoriu. Probabil în acest an, din aia 5-6 lei, cine vrea să devină membrii canalului,
Voi investi și în merchandise, deci o să fac probabil la vară niște tricouri cu Neo Adventure România sau o să găsim noi un design în care, dacă susțineți canalul, veți primi în contravaloarea și un tricou, deci nu va fi. Cu ce mă mai puteți ajuta cei care nu vor sau nu permite să plătească pentru să fie membru canalului? Cum am zis, tot va fi free și pentru el absolut toate contenturile. Ei ne ajută foarte mult dacă se uită și la acest video sau la orice vlog de al nostru, să dea share pe Facebook, pe TikTok, să dea share, să ajungă la cât mai mulți oameni contentul de calitate. Cu asta ne ajutați foarte mult, poate și mai mult decât să deveniți membru plătitor al canalului, care încă o dată spun și sper să nu se uite cineva, dar la bucățica asta pe YouTube, sper că ați înțeles că nu va fi ceva obligatoriu. Dragilor, oricine poate să devină, să facă un canal de YouTube, eu mă bucur dacă cineva face și face contentul frumoase, să-mi puneți aici link canalul vostru, să mă uit eu la ceva frumos. Și da, o să urmeze alte aventuri. Momentan mă uit pe geam, dar ce am uit afară, că am niște clienți la parc. Plouă, este urât afară. Sper că vine primăvara cât mai repede să putem merge și cu motocicleta. Vor veni alte aventuri. Foarte mulți ați întrebat când voi continua cu maraton de vloguri, cu întrebări, răspunsul. Voi continua cât de curând. Am foarte multe întrebări de la voi. Și v-am promis că vin săptămâna viitoare, certez încă un vlog în care vă arăt și pasiunea mea, din care mai fac un ban pentru a merge în călătorie. O pasiune super fain, o chestie super tare, dar asta în vlogul următor și mai vin cu vlogul în care o să vă spun de ce am renunțat la noul Duster și o să urmeze foarte multe vloguri și dacă vreți să deveniți membri canalului, o să găsiți în vlogurile mele cum puteți să deveniți sau deja știți că poate sunteți membri altui canal. Eu mă bucur că sunteți așa de mulți și suntem așa de mulți. Nu uitați că vă iubesc. Pe data viitoare!